Bună ziua, dragi prieteni! Ne bucurăm să fiți alături de noi la podcastul Teatrului Dramatic Elvira Godeanu. După cum știți, teatrul sărbătorește 30 de ani de existență. Suntem onorați astăzi să avem alături de noi un invitat special, un invitat la care nici nu gândeam că va accepta să ne onoreze cu prezența. Este vorba despre marele nostru actor, Marius Bodochi. Bună ziua, domnule Marius Bodochi. Să rămână. Vă văd emoționat. Păi da, când dai un interviu, deși am dat destul de multe, sunt firesc emoționat, pentru că încerc să spun lucruri, chestii care ar putea interesa pe cineva. Și apropo de ce spuneai în prezentare, eu am fost onorat de invitația voastră. Eu sunt doar un actor, nu sunt nimic altceva. Un actor care a încercat toată viața lui să devină artist. Eu asta zic despre mine, că sunt artist. Nu zic cât sunt de grozav, cât sunt de bun, cât sunt de cunoscut sau de necunoscut, sau ce am jucat sau ce nu am jucat. Eu, în sinea mea, asta îmi doresc, să fiu artist. Și un artist are întotdeauna niște responsabilități mai mari decât ceilalți oameni, pentru că el poate fi un factor de influență în bine sau în rău. De asta îmi place să zic despre mine că sunt artist. Poate unii zic că nu sunt, că sunt doar un actor. E bine și așa. Credeți că un spectacol de teatru poate schimba, într-o oarecare măsură, un om? Cred că da. Un spectacol de teatru poate schimba chiar soarta unui om. Și o să vorbesc despre mine, că mi-e cel mai la îndemână. Când aveam 12 ani, eu stăteam în Cluj, foarte aproape de Teatrul Național. Chiar acolo, în Parcul Teatrului Național, ne jucam noi la vremea aia. După mijlocul anilor 60 era treaba asta, aveam 12 ani. Și într-o duminică dimineața ne jucam în parc și ușile de la intrarea în Teatrul Național erau deschise și am intrat. Nu m-a oprit nimeni, nu era nimeni. Și era un matineu cu Ifigenia de Euripide, în regia lui Vlad Mugur. Și m-a marcat atât de tare momentul ăla, deci pentru prima oară eram la teatru, sigur, am fost doar la Teatrul de Păpuși înainte, încât îmi doream și eu să fac ce fac cei de pe scenă. Și atunci, cred că mi s-a întipărit undeva în subconștient ideea asta de a fi și de a face ceea ce am văzut atunci. Și foarte interesant, am intrat atât de tare în poveste, țin aminte și am memorat și replici dincolo de voința mea. Și de atunci, unul din momentele pe care le-am ținut minte, un monolog al Ifigeniei care spune că ea, după moarte, se va transforma în căprioară. Și mai eu așteptam să apară căprioara și ea n-a apărut. Și una din replicile, versuri pe care le-am ținut eu minte, e așa: în numele lui Pelops, al trunchiului atrit și în numele de carne al mamei sfârșiate, ce azi m-ar naște parcă în chinuri, încă o dată să nu mor pentru nunta lui Paris cu a Helenei. L-am ținut minte. Și după ani și ani, nu știu cum mi-a venit în minte părticica asta de monolog, și am folosit-o atunci când eram profesor, ca și exercițiu de dicție,
ca și exercițiu de vorbire, ca și exercițiu de respirație și le ceream studenților să zică fragmentul respectiv pe o singură respirație. Și care reușea treaba asta, era bine. Tot așa și în începutul din scrisoarea a treia lui Eminescu, un sultan dintre aceia ce domnesc peste vreo limbă ce cu aturmelor pășuna lor, patrie ce o schimbă, la pământ dormea ținându-și căpătâi mâna cea dreaptă. Și asta aveai voie să respiri în două locuri, dar ușor, insesizabil. Am luat-o pe lângă. Am luat-o pe arătură. De ce ați renunțat să mai fiți profesor? Pentru că eu personal n-am crezut în sistemul de învățământ Bologna, ăsta care s-a introdus. Știți că chiar acum s-a revenit la 4 ani. Acum s-a revenit la 4 ani, dar prea târziu. Pentru mine nu cred că aș mai avea forța pe care am avut-o atunci când am fost profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Am contribuit la nașterea 3 promoții. Prima promoție a facultății, acum se cheamă Facultatea de Teatru și Film, în care a fost și colegul nostru Titu, Eugen. Acolo eram asistent la clasa condusă de doamna Sorana Coroamă Stanca, un minunat om de teatru cum nu mai sunt, un mare, mare om de teatru, un mare om de cultură. Și am învățat tare mult în cei 3 ani cât am stat alături de domnia sa. Apoi am luat eu clasă și am scos 2 promoții și mi-am zis, frate, din 12, 14, mai mulți eu nu luam studenți, dacă în fiecare promoție reușesc să, nu, să creez, e mult spus, dar așa gândeam atunci, să ajut la formarea unor mari actori, care în viitor vor fi mari actori, atunci misiunea mea e îndeplinită. Și cred că am reușit asta pentru că, nu știu, Ofelia Popii, care a fost studenta mea, sau Ramona Dumitren, sau Elena Popa, sau binecunoscutul Pavel Bartoș, au fost studenții mei și uite că au făcut lucruri minunate și asta înseamnă că n-am stat degeaba 12 ani acolo. Este important pentru un tânăr la început de carieră, în perioada studenției și după. E important să aibă un model, un mentor? Da, e foarte important. E chiar esențial. Profesorul meu a fost Constantin Codrescu, un mare, mare actor, uriaș actor. Uriaș, așa este. Am avut asistenți pe Cornel Popescu, un actor extraordinar la Teatrul Național din Târgu Mureș, și pe Adrian Mazărache, care era actor la Teatrul Notara din București. Ei au fost asistenții mei. Iar apoi, în anul 4, domnul Codrescu, din motive personale, a plecat la Brăila. Și, cum se zice, tot rău spre bine. Sigur că noi am plâns după el, ne-a părut foarte rău, dar nu ne-a lăsat descoperiți. Aveam 2 spectacole făcute, O scrisoare pierdută a lui Caragiale și Anecdote provinciale a lui Vampilov. Deci 2 texte super tari. Și celelalte 2 producții de anul 4 le-am lucrat cu regizori, cu regizori maghiari foarte buni din Târgu Mureș. Kovács Levente, Privește înapoi cu mânie, unde jucam Jimmy Porter, și Pescărușul lui Cehov, cu un minunat om de teatru, Elemer Kincheș. Și țin minte că în perioada aia eu făceam așa o navetă Târgu Mureș-Cluj, pentru că
aveam un copil mic, în anul 4, și naveta asta o făceam cam săptămânal și o făceam împreună cu un uriaș, Gheorghe Horog. Și discuțiile pe care le aveam eu cu domnia sa pe tren, trenul făcea mult atunci. O oră jumate până la Războieni, pauză o oră și încă o oră jumate până Paris, la Cluj. Acum face și mai mult. Așa. Oricum, ăle au fost, cum se spune acum, niște workshop-uri pentru mine senzaționale. Despre teatru îmi vorbea, nu pot să zic vorbeam despre teatru cu Gheorghe Horog, ci domnia sa îmi vorbea despre teatru și am învățat tare multe lucruri. M-am apus să-i spun și unul din monologele lui Trepele, cu care mi-am dat examenul de stat, examenul de licență. A fost o perioadă, ăștia au fost modele pentru mine. Apoi am avut norocul ca la Cluj, când eram încă student, să fiu chemat să joc alături de Silvia Ghelan, o uriașă actriță. Am învățat despre dumnea ei la istoria teatrului românesc. Uriașă. Am jucat alături de ea. Am jucat mult împreună după ce m-am dus la Cluj, dar debutul l-am avut alături de domnia sa într-o piesă a lui Tennessee Williams, Trenul cu lapte nu mai oprește aici. Un text absolut superb. Și care și nu care s-a mai montat de nu mult. S-a mai montat, nu s-a montat. Pe scenă, nu s-a montat decât atunci. E vorba de 1981-82. Apoi s-a făcut la televiziune la un moment dat, cu, în anii 90, la început, cu doamna Olga Tudorache. Și rolul ăla a fost foarte important pentru mine și pentru evoluția mea ulterioară. Cei de la Cluj atunci mă doreau acolo. Am intrat încă într-o piesă, încă în două piese, în Otello, Shakespeare, unde mi s-a oferit rolul Casio. Și într-o piesă românească a lui Radu Bădilă, Pământul Făgăduinței, unde jucam, uite ce îmi vine în cap, unde jucam un pictor, Emil îl chema, un pictor român foarte apreciat în România, care fuge în străinătate. Deci un personaj negativ, dar personajul ăsta negativ era cel mai iubit de public. Piesa era foarte, foarte bine scrisă. Și uite așa, am terminat facultatea, cum se termina atunci, cred că în iunie, și în septembrie deja aveam astea trei roluri la Național. A mai venit încă unul, el, din Sunturnu Eiffel, cu care am dus la Costinești și am luat toate premiile. Apoi am fost repartizat la Teatrul de Nord din Satu Mare. Le-am spus că nu pot să stau acolo, că am copil mic. Ci nu, stați puțin aici la noi. Și am stat un an și vreo două luni. Dar mi-am făcut treaba. Am jucat în două piese acolo, în Amfitriona lui Peter Hax, o piesă absolut superbă. Nu știu de ce nu se montează ziua de azi. Amfitrion, absolut superbă. Alături de colegi tineri din generația mea, Camelia Maxim, Radu Amzulescu, Puiu Lazar, care toți sunt acum în București, și un Dan Ataloș de la teatru din Sibiu și un actor în vârstă foarte bun, Constantin Miron. Când vin, și eu n-am memoria numelor. Ați pomenit de... Și iartă-mă, da. Și tot atunci la Satu Mare am jucat într-o piesă românească. A venit regizor Victor Tudor Popa de la Cluj să pună o piesă românească a lui Constantin Cubleșan, Camera de Hotel. Să-i cam o poveste de dragoste, cum se scrie în vremea aia.
dar bună, piesa cu personaje credibile, unde am jucat cu Camelia Maxim și Radu Amzulescu. Am jucat de acestea două piese la Satul Mare. M-au rugat să fac un recital și am făcut un recital de poezie atunci, în 1982, să scriem cu cerneală fierbinte pe versuri de Miron Radu Paraschivescu și Geo Dumitrescu. Mi l-am conceput, eu mi l-am făcut și am luat premiul de interpretare la Festivalul de Teatru Cântare a României, cum era atunci. Și luând acel premiu și având cele trei spectacole în spate, am putut să mă urc la Consiliul Județean, nu știu cum se chema, al educației socialiste și le-am spus că eu trebuie să plec la Cluj, că uite, mi se oferă Cluj, era oraș închis. Dar având buletin de Cluj și locuință, și s-au îndurat și au zis, da, v-ați făcut treaba bine un an aici și mi-au dat drumul la Cluj. Și am început un fel de navetă. Și că eu sunt navetist din 1981, sunt numai pe drumuri. Dar mi-a prins bine perioada aia, pentru că aveam patru spectacole la Cluj, aveam trei spectacole la teatru din Satul Mare și mai aveam unul la Târgu Mureș, îl privești înapoi cu mine, care l-am mai jucat încă aproape un an după. Și toată tevatura asta, mie mi-a prins tare bine, așa zic. Adică m-am învățat cu teatru și ce înseamnă teatru. Teatru nu e ceva ce poate face oricine, pentru că nu e ușor. Trebuie să ai o formă de egoism și de generozitate în același timp și să știi, te gândești la tine, la începutul tău de carieră, la cariera ta. E foarte important să alegi dintr-un loc în altul, să câștigi experiență, să te vadă lumea. Asta e o formă de egoism. Pentru că tu ai grijă de tine, trebuie să ai grijă de tine. Și o formă de generozitate, pentru că atunci când urci pe scenă, nu cred că, indiferent ce ai juca, indiferent cât e de mare sau mic rolul, nu trebuie să te reții din nimic. Trebuie să oferi. Trebuie să oferi mult, deci o meserie în care se dă mult și nu trebuie să ceri nimic în schimb. E ca și atunci când crești un copil. Tu nu crești un copil ca la bătrânețe să-ți dea apă și povești de astea. Nu. Tu îl crești pentru că e datoria ta, pentru că îți face plăcere, pentru că e o îndatorire dumnezească. Așa, eu cred că așa e și cu teatru. Și de-aia zicem noi actorii, marea masă, că un rol e precum un copil. Ai grijă de el și el crește, el se dezvoltă, el se transformă. Așa e și cu personajele, ca și cu și copii. Cred că este o formă mare de generozitate și pentru că nu există, atunci când ai un rol, să nu fie trecut prin tine. Nu te poți detașa. Sigur de că ceea ce ești ca om, de ceea ce ești ca și structură, ca și personalitate, nu? Marele Cojar spunea, actor egal om. Da, actor egal om, clar, pentru că în primul rând omul apare, omul e instrumentul actorului, omul din el și omul din afară. Apropo de domnul Cojar, am repetat cu domnia sa. El m-a angajat la Teatrul Național din București. Chiar vreau să vă întreb cum s-a întâmplat. S-a întâmplat că el m-a angajat. Da. Țin minte, în 96 am început colaborarea și în 97 m-am angajat. Era domnul Fănuș Neagu director când m-am dus prima oară, când m-au chemat. Și da, m-au chemat. Și
am zis, știam că domnia sa pleacă, că nu va mai fi director. Și am zis, și vreau să mă angajez. Zic, nu mă angajez. Păi cum nu te angajezi? Ce-i în capul tău? Păi dumneavoastră plecați. Eu pot să fac teatrul rude, să știți. În oriunde. Omul face locul. Teatru poți să faci oriunde, domnul Fănuș Neagu. Păi mă, tu nu ești normal, îți ofer un post și nu vrei, nu, nu vreau, pentru că plecați. Dacă ați mai rămâne 4 ani, aș vrea. Așa nu vreau, pentru că dumneavoastră plecați și o să vină ceilalți și o să mă găsească aici, tocmai vin odată cu ei, e o prostie. Nu, lăsați-mă în pace. Și nu m-am angajat, a venit domnul Cojar și până nu m-a chemat la el să-mi zic, că eu n-am zis nimic. Deci jucam deja la Național în 4 sau 5 piese. Ca și colaborator. Ca și colaborator, da. M-au chemat să joc în Ondina lui Girodu, maestru Horea Popescu. Spectacolul, el exista, dar nu s-a mai jucat din motive subiective, obiective, cu Adrian Pinte. Și cu Pintea, na, fiind ardeleni, amândoi ne știam bine. El, dacă nu mă înșel, e cu un an mai mare ca mine, era, Dumnezeu să-l odihnească, puțin mai mare ca mine, cu un an sau câteva luni. Și l-am sunat și am zis, tu nu mai vrei să joci? Nu, Marius, e vino. O să joc și eu, dar mai rar. Filma, avea probleme de sănătate. Deci, nu te superi, eu nu vreau să iau rolul nimănui, cam destule. Da, și m-am dus, am făcut premiera într-o lună de aprilie și el n-a mai intrat apoi în rol, am jucat doar eu. După asta am început Bacantele, unde jucam Dionisos, cu Ovidiu Moldovan în Penteu și Florina Cercel în Agave, deci al doilea rol principal. Apoi a mai venit un alt rol principal, Bolingbroke, din Richard al doilea, alături de Marcel Iureș. Și apoi a venit o piesă a lui Vlad Zografi, Regele și Cadavru, foarte foarte tare text, unde jucam cadavru, care de fapt erau 6 personaje, în Regea lui Andreea Vulpe. Și aveam deja la Național 4 spectacole, 4 roluri principale. Și m-a chemat domnul Cojar și mi-a zis că vrea să mă angajeze, dar n-are post de categoria întâia. Eu de-abia o obținusem. Da. Se obținea foarte greu. Foarte greu, așa este. Și am zis, nu, dacă nu-mi dați a întâia, nu vin. Am muncit mult pentru asta. Am făcut dosar la minister, cum era atunci, Ministerele Naționale. Și vreau a întâia. Dar nu am. Atunci nu vin. Și a pus mâna pe telefon, ministrul culturii era Ion Caramitru, l-a sunat, i-a spus povestea, ce dă-mi la telefon. Mă încăpățânatule, de mâine ai postul, zi da. Și am zis da și... Cam ce vârstă aveați atunci? 41 de ani. Știți că acum sunt tineri la 27 de ani care au a întâia? Sunt director de teatru, știu. ce v-a făcut să alegeți directoratul la un moment dat? Am zis că am acceptat că nu m-am dus să... Eu nu-mi place să cer nici, eu nu cer niciodată nimic, nici roluri, nici nimic. Primesc, nu primesc, nu primesc, dar am primit. Dacă am primit până acum, acum am zis, mi-am făcut așa un calcul, câte spectacole am, o grămadă. Oare mai trăiesc 82-3 ca să le joc? Să trăiesc mult mai mult, că avem nevoie de dumneavoastră. Am zis că am experiență și de viață și profesională. Am făcut aproape 200 de roluri, adică mult. Mult, mult. Din care
85% roluri principale, chiar era o poveste la Cluj, zicea, wow, ce piesă se, ce punem acum? Sam de Jimmy Zamfirescu, e clar, e titlul, e cu Bodochi. Ce se pune? Don Juan, a, e tot cu Bodochi. Ce se pune? Avram Iancu, a, e tot cu Bodochi. Ce se pune? Cristofor Colum, a, e tot cu Bodochi. Dar așa s-a nimerit, n-am făcut nici cel mai mic gest în sensul ăsta. Eu par volubil și așa, dar de fapt sunt în această privință, sunt de o timiditate crasă. Nu știu dacă există timiditate crasă, dar cred că există. Știu că ați preluat ca director Teatru Dramaturgilor și da, că un teatru la început de drum, un teatru de proiect. Am învățat multe și, acolo. Da, și ați reușit să faceți din teatrul ăsta un teatru performant, l-ați scos în lume. Da, cu mare eforturi. În cei trei ani cât am stat acolo, mi-am dat seama că trebuie să alcătuiesc un repertoriu atractiv doar din texte românești. Mi-am dat seama că am nevoie de cei mai buni actori, mi-am dat seama că am nevoie de cei mai buni regizori și asta am încercat să fac pe măsura posibilităților și apoi teatrul să fie dus în lume. Am fost tare bucuros când ne-au acceptat la Sibiu, ne-au chemat, nu-mi place să dau telefon, luați-ne și pe noi. Nu, ne-au chemat ei și marea satisfacție și izbândă a fost că mi-au cerut două spectacole. Și am fost la festivalul de la Sibiu cu două spectacole în fiecare an cât am stat acolo. La toate festivalurile am fost peste tot. De teatru, nu eu. Eu n-am jucat acolo. Într-adevăr, da. Știu că au montat cei mai mari regizori ai noștri în teatru atât timp cât ați fost acolo. Mari actori, știu da, spectacolele. Am ridicat prețul biletelor, într-o oră se epuizau. M-am dus pe la televiziuni, unde mă chemau. M-a ajutat mult domnul Tucă. În pandemie, dacă în pandemie stăteam, acel teatru nu mai exista. În pandemie am identificat un loc pe Calea Victoriei, la Muzeul nu literaturii, la Muzeul Vârstelor, Muzeul București, în Ceseanu, acolo, Casa Ceseanu, care era un parc, o grădină părculeț, unde încăpeau 200-300 de oameni și acolo am jucat non-stop, seară de seară. Am mai jucat și pe Teatrul Național afară, am făcut niște înțelegeri cu Remeș. Am jucat afară acolo la Bragadiru, la Palatul Bragadiru, în Teatru în Aer Liber, în Parcul Național Mihai Eminescu, pe Basarabiei. Jucam cam trei spectacole în același timp. Știu că avea... Nu le venea să creadă ce pot ei să facă, că nu le făceam. Eu mă duceam dintr-un loc în altul să verific dacă totul e ok. Și în felul ăsta... am reușit cu efort și cu încăpățânare să ajut niște oameni tineri să învețe ce-i teatru. Foarte mulți au terminat diferite școli de teatru în diferite orașe, acum unele de stat, altele private, nu asta contează. Contează faptul că ei ajung în an terminal și nu știu ce trebuie unui spectacol. Ei nu știu că pe lângă mașiniști este light designer, sunt 2-3 electricieni, e omul de la sunet, e omul de la machiaj, e omul de la păr. Că e sufleur, că e aia, că e aia. Adică tot personalul ăsta... auxiliar, care e foarte important. Eu nu pot să joc
Dacă nu știu că e acolo cabiniera, că e acolo marchiuza, că e dincolo suflăra, e pentru confortul meu. Cum suplinesc prezența lor? Nu se poate. Ei trebuie să fie acolo, să-ți legi de teatru, nescrise. Și aceste meserii care sunt specifice teatrului, să le desfințezi? E o prostie. Eu, nu că asta mi se cerea. Și am zis, pentru numele Lui Dumnezeu. Păi ce înseamnă teatru? Trei contabili, un audit și alți stâmpiți? Nu. Știu că ați ajutat foarte mulți tineri la început de carieră. Știu că și pe mine m-ați invitat tot în perioada pandemiei să montez la Teatrul Dramaturgilor un spectacol cu tineri și le-ați oferit această ocazie să cunoască ce înseamnă o scenă de teatru, ce înseamnă un light designer, o machioză, să apară... Și a ieșit un spectacol foarte fain. A ieșit un spectacol. L-am sărbătorit și pe Alexandrii, nu? Da, pe Alexandrii, da, și care s-a jucat atât timp cât ați fost director acolo și cu succes s-a jucat. Da, s-a jucat, era cu casa închisă. Cu casa închisă, da. Pentru că tot vorbim de tineri, aș vrea să prezint și eu două domnișoare tinere ale Târgu Jiului, Tinere Speranțe, foarte talentate în ceea ce fac. Eu îmi propun și eu, la rândul meu, să promovez cât pot de mult tinerii talentați din Târgu Jiu și să le ofer ocazia să se exprime de câte ori pot. De aceea aș vrea să-mi dați voie să vă prezint pe Maria Emilia Lăcătușu, care este în clasa 8-a la Liceul de Artă Constantin Brăiloiu. Ne va cânta la pian. Aș vrea să spun că doamna profesoară Olaru Mariana este cea care i-a îndrumat pașii încă de la 6 ani. Este o tânără cu foarte multe premii naționale și internaționale și doresc să ascultăm împreună în interpretarea ei un studiu numărul 9 de Franz Liszt. Cu drag. Domnule Marius Bodochi, ce v-a făcut să acceptați invitația mea să veniți cu un spectacol care cred eu că a lăsat publicul aproape fără respirație? La un moment dat mă întrebam dacă mai respiră cineva sau nu în sală aseară. Exact pe 12 iunie, când a fost gala Uniter. Dumneavoastră ați ales să fiți alături de noi, de târgujieni, de publicul de aici. Cât de important este pentru dumneavoastră relația sau întâlnirea cu oamenii de dincolo, să spunem, de dincolo de rampă?
Acum, sigur că organizatorii Galei Uniter s-au cam ușor supărat pe mine, dar am zis, eu dacă vin acolo, o să stau în sală, o să trebuiască să fac 100 de poze, o să mă filmeze și să mai bagă inserturi de prin planuri cu ăștia de prin sală. Deci o să fiu un fel de maimuță. Am fost pe post de maimuță de multe ori. Dacă era o invitație așa, nu era ceva semnificativ, ceva important, eu oricum veneam, dar o amânam probabil. Dar fiind 30 de ani de teatru în Târgu Jiu și să fii chemat să susții alături de colegii mei de la Orchestra Radio, Lucian Maxim și Alexandru Anastasiu. Doi mari muzicieni, artiști, super, extraordinari. Extraordinari. Să susținem spectacolul pe care l-ați văzut, eu cred că e important asta. Cred că asta e important și că ăsta e rostul meu. Să mă duc unde sunt chemat, nu dacă sunt chemat, cu spectacole de muzică, de poezie, de teatru, de ce-o fi. E mult mai important decât să mă duc și, nu știu, să stau așa pe post de tablou în diferite locuri. Mie nu-mi plac astea, nu-mi plac deloc. Da, sigur, trebuie făcut și așa ceva. E foarte importantă Gala Uniter, e foarte importantă pentru teatru românesc, e important că ea există, dar hai să meargă acolo cine e liber în ziua aia. Adică nu depindea de mine desfășurarea sau nu a galei. Și atunci am zis că mai bine mă duc să joc un spectacol. Mulțumirile nu sunt îndeajuns către dumneavoastră. Eu vă mulțumesc, pentru că e foarte important pentru mine ca artist să mă exprim într-un mod, cum să zic, cum cred eu că ar trebui să mă exprim, nu? Fiind un recital, așa gândesc eu teatru. De multe ori când joc un rol, nu e doar gândirea mea acolo, e și gândirea unui regizor, gândirea unui scenograf, așa mai departe. Aici eu singur mă gândesc, ajutat să gândesc de Lucian și Alexandru. Eu vă fac și o invitație în direct. În septembrie, când vom sărbători, vom deschide porțile teatrului pentru public și vom sărbători cei 30 de ani și cu publicul larg al nostru, în zilele Elvira Godeanu, să veniți cu un spectacol. După cum vedeți, suntem în renovări. E foarte bine. E foarte bine, sigur că da. Oamenii trebuie să se simtă și în siguranță atunci când vin într-o sală de teatru. Da. Și îți oferă siguranță. Îți oferă siguranță. Absolut, nu. E o clădire absolut superbă. Și văd că aveți și un pian foarte performant. Citeam în presă că nu știu ce ai făcut cu pianul, dar văd că funcționează. Funcționează foarte bine. Eu te cunosc destul de bine. Știu că ai grijă de lucru. Am văzut cum ai grijă de obiectele de recuzită ale elevilor, când te-am văzut, da. Văd multe. Cum să nu ai grijă de un pian? Nu știu unde am venit la Târgu Jiu, am răzvoit pe Google și am găsit niște oameni care n-au ce face. Atunci când vine un om nou, vine cineva nou în orașul tău, în casa ta, nu, teatru e casa tuturor. Așa. Și când vine Mariana aici să facă treabă și tu scrii că ea își bate joc de pian, asta mi se pare jenant. Și eu, fiind din afara situației, pot să mă exprim și pot să-mi spun o părere, chiar dacă te pun pe tine într-un ușor disconfort, nu trebuie să... Nu trebuie. Lucrurile astea trebuie spuse, trebuie taxați oamenii ăștia. Nu se poate să fie atât de răuvoitor, atât de inconștient,
Să spui că vine un artist aici să conducă acest teatru și primul lucru sau printre primele răutăți pe care le vergi e că a făcut pianul, nu știu ce cu pianul, care sună perfect, ați auzit cum a cântat fetița asta. Eu zic să mai stai și să te critique peste un an, să-ți dea un an acolo, să faci vreo 5 premiere și după aceea să te critique. Da, da, sunt, probabil că scriu și ei atât cât știu și atât cât pot. Nu, ei scriu pentru că sunt dezinformați, sunt răuvoitori și omul dezinformat, răuvoitor, e frate sau soră cu prostia. Cred că sunt o persoană care deranjez pentru că doresc să fac ceva cu teatrul acesta. Acum câțiva ani, pianului acestuia i s-a rupt un picior. Atunci când a fost mutat, nici nu se știe. Nu. Nu s-a mutilat. Pianul e șchiop. Să facem ceva. Pianul șchiop. Da, da. Sigur că vom trece și peste perioada asta și teatru va triumfa. Teatru e o ființă vie. Dacă închizi ochii, poți să-l și vezi. Și teatru te răsplătește, dar te și pedepsește. Da, e adevărat. Teatru e ca o amantă geloasă. Deci nu poți să trădezi teatru. L-ai trădat, s-a terminat. Vreau să-ți fac cunoștință cu o tânără care este așa un mic geniu, în sensul că se exprimă în mai multe domenii ale artei. Uite, picturile astea sunt ale ei, la vârste destul de mici, încă de la 6-7 ani, 5 ani, a început să picteze. De ce portret frumos, uite ce expresivitate a ochii. E vorba de Ioana Stana, are 15 ani acum și care de câțiva ani și-a descoperit, pictura a trecut pe planul 2, să spunem așa, ca o pasiune, și ea studiază acum muzică. O să ne cânte un fragment din sonata a treia de Handel. Să o ascultăm pe Ioana. Thank you.
Vreau, domnule Marius Bodochi, m-am tot gândit cum să vă prezint și nu cred că aveți nevoie de o prezentare, pentru că prin ceea ce faceți lucrurile vorbesc mai mult decât aș putea să spun eu printr-o simplă prezentare formală. Păi am spicuit, nu, păi tocmai, am spicuit, aș vrea să vă surprind, da, pentru că nu cred că vă așteptați la lucrul ăsta, am spicuit câteva comentarii de prin mass media, de prin, mm-hmm, lăsate la diverse articole despre dumneavoastră, da, de oameni care v-au văzut la teatru sau v-au vizionat filmele. Și iată ce spun, câteva. Mm-hmm. Părerea mea este că domnul Bodochi este un actor complet. Păcat că s-a născut în România. Mult respect pentru dumneavoastră, domnule Bodochi. Ce părere aveți despre asta? Ar fi fost un alt destin acolo sau sunteți mulțumit cu ce aveți aici? Habar n-am ce destin ar fi fost acolo, dar eu cred că când ne naștem, Dumnezeu ne trimite pe lume unde crede El, dincolo de orice Oscar și de orice faimă mondială și de orice aș fi avut altă mamă, alți părinți, alți copii, nu. Acum, dacă nu zic, nu. Marius Bodochi, un actor care reușește să-și convingă spectatorii cu fiecare apariție pe scenă. Toată admirația mea pentru talentul, naturalețea și interpretările dumnealui, tenacitatea cu care își apără crezul artistic. Omul și actorul Marius Bodochi mă fascinează. Sunt departe de casă și îmi pare foarte rău că nu pot viziona mai multe filme, piese de teatru în care joacă acest minunat om și actor. Aștept cu nerăbdare ziua de joi, a fiecare săptămâni, să pot urmări serialul Clanul Sprânceanu. Din nefericire pentru mine, nu pot viziona chiar în fiecare săptămână, pentru că nu există înregistrare online. Aștept ca un copil dornic de o acadea să urmăresc serialul. Nota 20 pentru Marius Bodochi. Marius Bodochi s-a născut actor, nu cred că ar fi putut să facă altceva. Toată admirația mea pentru domnul Bodochi. E actorul meu preferat alături de Adrian Pintea, Marcel Iureș, Claudiu Blonz și, bineînțeles, Florin Piersic. Da, trebuie să... Florin Piersic, senior. Da. Da, trebuie să vorbesc cu Marcel, cu Blonz, cu... Adrian, nu? Și cu juniorul și să facem o piesă, nu? Nu, ar fi. Haide să o facem la Târgu Jiu. Da. Chiar acum am joc cu Piersic Junior o piesă la Teatrul Dramaturgilor Români, pe care au pus-o după ce am plecat eu. Blonț a pus-o, da, pe vremea lui Claudiu. Țuchi și Tati, piesă scrisă de el, cu noi doi și regizată de el. Un actor excepțional și gândește teatru extraordinar. Și un om care, care pe mine mă calmează. Eu sunt mai istericoid, așa, mai... Da, el e mai interiorizat, calm. Te calmează, nu... ridică tonul. E un băiat extraordinar, minunat, minunat coleg. Și mă bucur că împreună cu Mircea Rusu l-am convins să vină la Național și e angajatul nostru. Bravo, asta e un lucru minunat. Spuneați că încă din tinerețe, din studenție, ați umblat mult, ați făcut navete, știu că și acum aveți spectacole în toată România și într-o seară jucați la Iași, într-o seară la Timișoara, într-o seară la București. Vă simțiți totuși legat de un loc?
Vă cheamă vreun loc anume? Aveți rădăcini undeva? Nu. Nu. Eu sunt... Planeta e mică. Oare e bine sau nu? Pentru că și eu simt același lucru și m-am întrebat de multe ori dacă e ceva în neregulă cu mine. Nu, nu e în neregulă, nu. Păi cum să zic, te simți înrădăcinat într-un loc. Acum, cum ar fi să fiu înrădăcinat în Cluj? Nu? Eu sunt clujean, acolo am stat cea mai mare parte din viața mea. Dar, ca o plantă, nu? O mai iei din Cluj, înghiveci și o duci în altă parte și o plantezi acolo. Nu, cred că trebuie să, și mai ales atunci când ești artist, trebuie să te duci unde e nevoie de tine, unde simți că e nevoie de tine, unde simți că ar fi nevoie de tine. Trebuie să te duci peste tot, nu doar stau într-un loc, înțepenit în locul ăsta. Sunteți deschis la schimbări? Acceptați ușor schimbările? Da, le accept. Nu accept prostia. Pentru că foarte multă lume vrea să schimbe binele cu mai binele. Dar nu e bine că ți-e bine. E bine că ți-e bine. Și pentru binele ăsta trebuie să faci ceva. Un mic efort. Din nefericire, sunt mulți, mulți, mulți oameni în jurul nostru, sau destul de mulți, care nu înțeleg rostul teatrului, rostul acestor meserii care țin de teatru. Și modul în care... Exact. O iau doar ca element de divertisment. Și nu e așa. E și divertisment. Dar e și profunzime, e și gândire, e și sensibilitate, sunt multe, multe, multe lucruri de care trebuie să ții seama. Sigur că un actor, la un moment dat, el devine o ființă vulnerabilă. Orice gest al tău pe stradă, într-un interviu, orice poate fi interpretat. Dar de ce nu... De ce nu căutăm să vedem la ce slujește, uite, interviul ăsta, la ce slujește, cui face bine? Important e să nu facă rău. Și dacă din, nu știu, 100 de oameni, cu unul s-a întâmplat ceva în sufletul lui, în mintea lui, e suficient. Partida e câștigată. Ai reușit să schimbi ceva într-un om. Ăsta e mare lucru. Ai pus o sămânță acolo. De ceva. Nu știu, poate de mâine, pentru că am zis noi că poezia e frumoasă, se apucă și citește poezie. Și e deja un lucru bun. Cât de importantă este disciplina și autodisciplina în profesia asta? Disciplina e cea mai importantă. Și cine lucrează în teatru, eu asta le spun, trebuie să înțeleagă, odată ce ai intrat pe poarta unui teatru, că acolo nu e democrație. Suntem cinci care spunem așa, nu, voi cinci puteți să nu aveți dreptate. Voi 20 puteți să nu aveți dreptate și să aibă dreptate ăla, unu. Ia să vedem cum e cu teatru. Era la Cluj, când eram eu tânăr actor, o regizoare tehnică senzațională, de origine maghiară, Biro Estera. Primul om tehnic, de tehnic sau din tehnic, cu care am lucrat. Și avea un simț aparte. Adică era artistă
Și o întrebam când venea cineva nou în teatru, Estera, cum ți se pare actorul ăsta sau actrița asta sau regizorul ăsta? Și dacă ei spunea respectiva persoană simțurilor ei ceva ce nu era la locul lui, spunea așa, nu doare la el teatru. Mi-a plăcut foarte mult replica asta. Deci trebuie să te și doară, frate, dacă vrei să faci asta. Nu se poate face așa, venind de pe stradă. Îți trebuie câteva minute de, chiar nu mă feresc de cuvânt, reculegere. Da? Să încerci să spui ordine în minte, în suflet, în inimă și să înțelegi că pe lângă multă muncă ai nevoie de noroc, care s-ar putea să nu vină. Spuneau doamna Olga Tudorache, nu-i destul talentul, ai nevoie de noroc. Și asta am zis întotdeauna, ziceam așa, ce e norocul? Să fii la momentul potrivit, în locul potrivit, cu persoană, și să te întâlnești cu oamenii potriviți. Asta e norocul. Dar lucrul ăsta, dacă tu crezi cu adevărat în el, sigur el se va întâmpla. Mai zicea Dorel Vișan o treabă când, eu că îmi citesc directorii și partenerii de scenă. Și o treabă foarte bună. Celor care se plângeau că nu au roluri destule, că... Zice, dar lucrează, fă ceva, învață o poezie, învață un monolog, fă mișcare, du-te la dans, fă gimnastică, ai ce să faci. Lucruri care îți slujesc ție ca actor. Pentru că la un moment dat o să vezi, cum vorbea el ușor Ardelenește, vine binele și te găsește nepregătit. Corect. Nu? Da, am văzut situația asta. Tăi, nu știu, vine un regizor mare, se uită la tine, wow, ăsta, cine-i? Nu te știe, să zicem. Cine-i? Ce face? Cum e? Nu? Și tu ești blazat de 2 ani, necitit niciun pic, n-ai citit o carte, n-ai citit o poezie, n-ai făcut nimic, ai stat, ai, nu știu, te-ai lamentat. Și citești de pe telefon. Și citești de pe telefon prostii. Astea sunt lucruri foarte, foarte importante. Și am ajuns la concluzia asta. În meseria asta, că nu numai în teatru, film, televiziune, trebuie să dai cât poți să dai și nu cere nimic în schimb. Că dacă e să primești, primești. Asta e... Deci e un act de egoism, cum am început noi discuția, pentru că trebuie să ai grijă de tine, să faci mișcare, să citești, adică tu ești pe primul plan, da? Lucrurile astea nu le poți face împreună cu familia, le faci tu. Faci foarte multe lucruri, pregătirea asta e o pregătire individuală. De-aia erau bune pe vremuri orele individuale, eram eu cu un profesor, o oră. Pentru că atunci învățai că această meserie așa se face, individual. Mă pregătesc individual. Nu mă duc nepregătit cu dureri de nu știu ce pe scenă, cu măsele umflate sau cu creierul gol. Mă duc cu instrumentul care e acordat. Nu-i obligat nimeni să stea să-ți acordeze ție instrumentul. Eu nu am răbdare cu ăștia. Nu. Așa se face asta. Sunteți director artistic la Național. Da. Care este relația dumneavoastră cu actorii? Relația mea cu actorii e una foarte bună și normală. Suntem colegi. Nu sunt, Național sunt 82 de actori. Mai am Muzeul Teatrului Național din București. E tot la mine. Biblioteca, lucrurile care îmi plac mie. Și mă bucur că am reușit împreună cu ceilalți colegi ai mei, George Călin, care e manager acum,
Mircea Rusu, care e director general adjunct, și eu, care sunt director artistic, am reușit să mișcăm lucrurile cât de cât și am dat drumul și la muzeu. Și am avut o mare bucurie, pentru că la noaptea muzeelor, când a fost noaptea muzeelor, au venit mii de oameni. Îi programam pentru că am restaurat rochia reginei Maria, un fir de argint. O superbitate, e o mare valoare rochia aia. E un act artistic în sine. Și în jurul ei am creat o expoziție care merge foarte bine. Deci am deschis Muzeul Teatrului Național. Biblioteca este încă de pe vremea domnului Caramitru. E cu săl de lectură, te duci acolo, poți să citești. Există multă arhivă valoroasă acolo. Adică actorii ar avea ce face, au ce face. Te duci la bibliotecă, avem foarte multe săli, poți să repeți, să faci o monodramă, nu? Să-ți faci un recital, să faci mișcare, de ce nu? Mai dai un ban, mai te duci pe undeva, mai înnoți o oră. De asta să-ți facă un actor. Asta înseamnă să aibă grijă de el. Și se poate... Noi, național, suntem niște privilegiați. Avem niște spații senzaționale. Ar trebui să dăm noi bani să stăm pe acolo. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. După spectacolul de aseară, sunt convinsă că târgujienii vă așteaptă curând, foarte curând, să veniți cu un spectacol la noi. În septembrie, cu siguranță, vom deschide teatrul către public și pentru public. Noi vom ține legătura. Îmi doresc foarte mult să veniți alături de trupa noastră într-o colaborare, pentru că trupa are nevoie de oameni ca dumneavoastră. Trupa noastră are nevoie de modele, trupa noastră are nevoie de mentori. Nu știu dacă pot fi model, mentor, dar sigur, dincolo de toate astea, iartă-mă că te-am întrerupt, am și eu nevoie de contactul cu oamenii, cu artiștii tineri, și eu nu pun pe primul plan decât calitatea umană și artistică. Nu că ești cunoscut, că te știe lumea, că te oprește să facem un selfie sau nu știu ce să facem. Astea vin când vin, dacă vin. Eu am avut o experiență tare plăcută cu tineri actori în Iași, unde mă așteptau așa ca pe moaște și am simțit asta cum am intrat. Zic, numai de asta mi-e frică. Erau toți la o masă lungă, am intrat, am zis, bună dimineața, sunt Marius. S-au așezat cu minți pe... și zic, vă propun, iertați-mă, doamna regizoare, voi acum vă așteptați să vă iau MAU. Habar n-am. Eu citesc foarte prost la prima lectură, eu citesc alb, să nu vă așteptați că am venit cu rolul gata făcut, că mi l-a zis, doamne, doamne, azi noapte. Habar n-am cum o să fie, poate nu o să-l pot face și dacă nu o să pot să-l fac, o să mă retrag. Dar noi trebuie să fim colegi, prieteni. Pentru mine, actul teatral, am mai zis asta, unde am zis că sunt vulgar, e ca o relație de iubire. Trebuie să fie măcar doi și tu să te străduiești să-i placă celuilalt. Și atunci iese ceva. Dacă te duci tu acolo și te dai rotund așa de unul singur, nu contează, nu ești decât un... nu zic cuvântul că e urât. Artist. Tic. Sper să vă gândiți la
Da, propunerea ta este onorantă. Dacă o să termin proiectele la timp, am acum un proiect foarte important cu Radu Afrim la Bistrița, o coproducție a Teatrului Național cu Bistrița, unde se dorește înființarea unui teatru profesionist. E un lucru extraordinar. Un teatru de repertoriu, nu? Teatru de repertoriu. Da. Apoi la Național am iarăși un proiect la care trebuie să fac față cu domnul Silviu Purcărete. Mai am și niște propuneri de film, să văd când, cum. Când, cum fac față. Noi avem răbdare. Mai am o piesă în două personaje care trebuie să fac cu prietena mea, așa zic, prietena mea teatrală, i-am zis antidepresivul, Maia Morgenstern. Să vedem cum le împac pe toate. Adică am energie artistică, nu mai am energia aia care va... Mărim timpul zilei, de la 24 îl facem la 36. Da, dormim mai puțin. Dormim mai puțin, visăm mai mult. Mulțumesc mult. Și eu vă mulțumesc. Și încă o dată doresc să vă mulțumesc pentru momentul de aseară. Am făcut acest recital cu gândul la mamă. Exact în anul în care a murit. Și așa că... A fost foarte bine că am avut gândul ăsta, pentru că nimeni, niciodată pe lume, nu va fi mai sincer cu tine decât mama ta.